Update luni, 28 martie 2022, ora 11:33 de minute. Hot News Ro. O mină marină a fost descoperită de un pescator, iar o navă militară a forțelor navale române s-a dus în misiune să cerceteze situația în largul Mării Negre, la circa 70 de kilometri de Capul Midia. Ulterior, MAPN a informat că mina a fost distrusă. Puitorul de mine, viceamiral Constantin Bălscu, Navai, Ro. Update ora 14:20 de minute, echipajul puitorului de mine și plase, viceamiral Constantin Bălscu, a executat, luni, 28 martie, o misiune de intervenție pentru neutralizarea unei mine marine care se afla în derivă, la o distanță de aproximativ 39 mile marine travers de Capul Midia, anunță MAPN. După ce nava a ajuns la o distanță de siguranță față de mină, echipa de scafandri de minori de la bordul navei s-a deplasat cu o embarcațiune rapidă în apropierea acesteia, a identificat tipul de mină și a stabilit procedura de distrugere. Conform procedurii operaționale pentru astfel de situații, scafandrii EOD au montat pe mină o încărcătură explozivă, pe care au detonat-o de la distanță. Puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Bălscu, își continuă misiunea de cercetare-supraveghere în zona de responsabilitate maritimă. Știrea inițială. Puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Bălscu, având la bord o grupă de scafandri de minori, execută astăzi, 28 martie, o misiune de cercetare și intervenție într-un raion maritim situat la o distanță de aproximativ 39 mile marine, în largul Mării Negre, travers de Capul Midia, unde a fost semnalată o mină marină în derivă, anunță MAPN. Mina a fost observată, în această dimineață, de pescadorul românesc Olympus 1, al cărei comandant a informat autoritățile române, pe canalele oficiale, în jurul orei 08:10. După primirea sesizării, șeful statului major al forțelor navale a ordonat executarea unei misiuni de cercetare și intervenție în raionul maritim în care a fost sesizată mina. Nava militară a ieșit la ora 08:20 din portul militar Constanța și, după ce va ajunge în raion, va acționa pentru neutralizarea acesteia. Vom reveni cu detalii și imagini de pe timpul acestor operațiuni, după încheierea intervenției.